ar fi bine să vorbim despre un subiect foarte interesant în materie de fashion și anume cum îți găsești stilul personal în materie de haine. Cum reușești să-ți dai seama care sunt hainele care îți vin cel mai bine, care ți se potrivesc și care sunt și funcționale pentru tine. Este foarte util să știi aspectele astea pentru că te ajută mult nu numai în viața de zi cu zi, dar și când mergi la cumpărături, adică o să ai tendința să faci mult mai puține cumpărături inutile în materie de haine, să dai banii pe mult mai puține chestii pe care nu le vei purta mai târziu, dacă știi ceea ce-ți vine, dacă știi ce ți se potrivește și mai ales ce-ți place. Și astăzi am pus la oaltă așa o serie de întrebări pe care să vi le puneți înainte de a merge la cumpărături sau în momentul în care vreți să vă descoperiți stilul personal, iar cu lista de răspunsuri la aceste întrebări vă puteți duce la cumpărături să vă cumpărați pe viitor haine, astfel încât să faceți, cum ziceam, cumpărături mai inteligente. Asta apropo și de fenomenul care a început să prindă contur în online legat de consumerism și de reducerea consumerismului, care este o idee bună în principiu, problema este cum este pusă în practică, dar ăla este alt subiect și nu discutăm despre asta acum, dar mă gândeam că sunt niște trucuri bune pentru a avea grijă pe viitor ce băgăm în garderoba noastră, cum ne alcătuim o garderobă și mai ales cel mai important este să purtăm ceea ce avem și să ne simțim bine în ceea ce avem. Și le-am împărțit eu așa în vreo 6 sau 7 categorii am aici la mine pe listă, cu subpuncte fiecare, cu întrebările aferente fiecarei categorii, astfel încât în momentul în care mergem la cumpărături să ne fie și mai ușor, pentru că nu de puține ori cred că v-ați întâlnit și voi cu scenariul ăsta în care mergeți la cumpărături și luați lucruri doar pentru că vă plac, după care ajung să fie nepurtate sau ajung să nu vă mai placă sau vă dați seama că nu vă vin bine. Și tot ce ne dorim în momentul de față este să evităm astfel de scenarii. În primul rând, stilul personal este ceva ce te caracterizează. Ar trebui să fie ceva care face parte din tine și te caracterizează și în egală măsură este și felul în care oamenii te percep. Adică felul în care te expui este și felul în care oamenii te percep. De aceea trebuie să ai mare grijă la ceea ce expui, pentru că de foarte multe ori se întâmplă să avem impresia că noi vrem să transmitem un anumit mesaj prin aparența noastră, dar de fapt se transmite un mesaj total pe dos decât ne dorim noi și ne întrebăm de multe ori, da, de ce mi se întâmplă chestia asta? Și am mai discutat în clipuri trecute că oamenii ne judecă și ne analizează foarte mult prin prisma aparențelor și prin prisma felului în care arătăm. De-aia, în momentul în care ai controlul asupra și avem controlul asupra felului în care arătăm, de-aia ne este și mai ușor să manipulăm reacțiile oamenilor la noi și impresiile pe care le au despre noi prin aparența noastră. Pentru că până la urma urmei asta este, adică felul în care suntem percepuți, așa e construită societatea, nu am făcut eu regula asta, știu că multă lume se împotrivește, dar așa este societatea construită și inevitabil avem chestiile astea imprimate în creier și de fiecare dată când ne întâlnim cu cineva avem deja o impresie formată după felul în care se îmbracă, după gesturile pe care le are, dar hainele, pentru că ocupă o mare suprafață a corpului nostru, dacă nu chiar toată, spun foarte multe despre noi. Și dacă acordăm atenție acestor detalii, atunci putem să transmitem mesajul pe care vrem noi să-l transmitem despre noi. Da? Un alt aspect la care ne ajută să ne cunoaștem stilul personal este faptul că vom avea o garderobă mai uniformă, vom avea o garderobă mai unitară, nu vor mai fi piese cu care nu știm ce să facem, nu vom mai avea lucruri pe care nu le purtăm în garderobă și de asemenea ne va fi foarte ușor să ne compunem outfit-uri, să știm cum ne îmbrăcăm, fiindcă lucrurile din garderoba noastră, în primul rând, că vor merge între ele, adică se vor potrivi și în al doilea rând, cunoscându-ți stilul, îți este foarte ușor să-ți alegi un outfit în funcție de ocazie și în funcție de starea ta de spirit și în funcție de nevoile pe care le ai. Încă un lucru la care aș vrea să vă gândiți este că faptul că stilul se poate schimba în timp. Adică eu nu sunt de acord cu concepția aia pe care o aud la foarte multe persoane că
dacă ai un anumit stil, trebuie să rămâi pe ăla. Nu, se poate schimba, așa cum și moda se schimbă și stilul tău personal se poate schimba în ani, pentru că tu ca om evoluezi. Dacă eu la 17 ani purtam blugi rupți, eu nu purtam, dar ca idee, dacă aș fi purtat blugi rupți, asta nu înseamnă că trebuie să port blugi rupți toată viața, da? Că sunt condamnată să port blugi rupți toată viața și n-am voie să port rochii. Nu, nu e adevărat. Sau dacă sunt o persoană, nu știu, care are așa un vibe din ăsta mai grungy, așa, nu pot să devin după aceea o persoană foarte preppy, așa, și foarte feminină. N-are nicio treabă, pentru că evoluăm ca oameni, lucruri, situațiile din viața noastră se schimbă, noi ne schimbăm ca poziție în viață și, prin urmare, și stilul nostru vestimentar trebuie adaptat la contextul în care suntem în momentul respectiv, dar și la noi ca oameni, că și noi ca spirit, ca fire, ne schimbăm. Primul pas mare pe care trebuie să-l facem în momentul în care vrem să vedem exact care este stilul nostru și încercăm să ne dăm seama care este stilul nostru, este să scoatem din garderoba existentă 8, 10, 15 piese de îmbrăcăminte din categorii diferite, adică bluze, tricouri, pantaloni, fuste, rochii și așa mai departe, în funcție de ce aveți. Din toate categoriile scoateți măcar câte două piese și să fie, este foarte important ca aceste piese să fie piesele cele mai importante pentru voi, piesele care vă plac cel mai mult, pe care le-ați purta oricând. Uitați-vă la toată garderoba voastră și imaginați-vă care sunt acele articole de îmbrăcăminte pe care le-ați purta cu tot dragul, care vă fac să vă simțiți bine. Este foarte important. Felul în care vă simțiți într-un articol de îmbrăcăminte spune foarte multe despre stilul vostru și despre haine. Da? Deci de-aia încercați să vă imaginați cât de bine vă simțiți în articolul ăla și scoateți numai acele articole și puneți-le deoparte. Pasul numărul 2 este, în primul rând, să vă uitați la toate aceste articole și să vă dați seama care sunt elementele comune, pentru că ar trebui să existe elemente comune. Dacă ați luat numai piesele de îmbrăcăminte care vă plac, care vă fac să vă simțiți bine, pe care le-ați purta oricând, atunci trebuie să existe cel puțin 1-2 elemente comune la ele. Și luați un caietel. Ar fi bine să luați un caietel ca să notați toate chestiile astea, dar luați un caietel pentru că aveți nevoie și notați-vă acolo care sunt elementele comune. Că este vorba de croială, că este vorba de, detalii, că este vorba de decolteu, că este vorba de mâneci, că este vorba de talie, că este înaltă, că este ajustată, că este vorba de detalii feminine, că sunt ruffle-urile alea, că sunt pliuri, că sunt suprapuneri de material, că sunt volume, că sunt, orice detaliu din ăsta, notați-le acolo. Care sunt elementele? Care sunt elementele comune ale acestor piese? Pentru că informația asta o să ne ajute foarte mult mai târziu. A doua întrebare pe care tot așa trebuie să o notați, care este culoarea comună, care este materialul către care gravitați? Pentru că involuntar, în momentul în care îți place un material, te duci către ăla. Poate că este vorba de bumbac, poate că este vorba de mătase sau de satin, poate că este vorba de materiale mai groase, mai pufoase, poate că este vorba de cămăși transparente. Apoi uitați-vă la culori. Care sunt culorile către care gravitați? Gravitați către culori reci sau gravitați către culori calde? Este foarte important felul în care vă asociați culorile în funcție de nuanța pielii și a părului, dar aici este o altă întreagă discuție, dar de principiu ne interesează pentru început, pentru cineva care nu știe exact ce stil are, ce culori vă plac cel mai mult. Dacă piesele astea, se presupune că sunt piesele care vă plac cel mai mult, înseamnă că sunt și în culori care vă plac foarte mult sau cel puțin mult, dacă nu foarte mult. Da? Și atunci încercați să observați care sunt culorile către care gravitați, care sunt materialele care gravitați, către care gravitați, pentru că este super important să știți detaliile astea pe viitor. După aceea, al treilea element foarte important pe care o să trebuiască să-l notați cu privire la aceste piese este croiala. Cum este croiul acestor haine? Cum este croiul acestor piese? Este un croi ajustat pe corp, este un croi cu volum în zona umerilor, este un croi cu volum în zona șoldurilor, este un stil mai baggy, este un stil mai mulat. Care sunt elementele comune? Pentru că, iarăși, vă spun că
Piesele astea de îmbrăcăminte trebuie să vă facă să vă simțiți bine. Prin urmare, croiala joacă un rol foarte important. În general, când te simți foarte bine într-o piesă, și o spun atât din experiența mea cât și din altora, când te simți bine într-o piesă de îmbrăcăminte, înseamnă că acea croială îți vine bine, adică se potrivește cumva pe forma corpului tău. Toți oamenii, indiferent de stilul pe care îl adoptă, fie că este un stil mai băiețuesc, mai masculin, mai nu știu ce, sau este un stil foarte feminin, în momentul în care poartă haine care le pune corpul în valoare și le scoate elementele pozitive în valoare, în momentul ăla se simt bine. Și de aia croiala este foarte importantă. Aici este foarte important să vă cunoașteți forma corpului. Dacă nu aveți idee de forma corpului, mergeți la clipul meu cu forma corpului pe care vi-l las în descriere, unde vă dau mai multe informații despre cum puteți să descoperiți ce forma corpului aveți, dar contează mult să știți și ce forma corpului aveți, ca să știți ce părți să puneți în valoare și ce părți să le evitați, să nu le puneți atât de mult în valoare. Croiala este esențială în ceea ce privește hainele. Trebuie să vă uitați dacă aveți tendința să gravitați către haine mulate sau către haine mai largi. Haine mai largi unde? În partea de sus sau în partea de jos? Haine mulate peste tot sau mai puțin mulate? Acum, punctul numărul 3 este iarăși foarte important și știu că este dureros, dar trebuie făcut pentru că ne ajută foarte mult. Trebuie să vă analizați greșelile. Analizați-vă greșelile vestimentare din trecut, atât în materie de outfit-uri, dar și în materie de alegeri pe care le-ați făcut în momentul în care ați făcut cumpărături. Scoateți din garderoba voastră, așa cum mai devreme ați scos 8-10 piese care vă vin foarte bine și care vă fac să vă simțiți bine și care vă plac foarte mult, scoateți acele piese pe care nu le purtați niciodată, care stau acolo pentru că cândva, sau care pur și simplu au fost impulsuri, au fost niște cumpărături din alea de impuls, dar care în momentul în care au ajuns în garderobă nu s-au mai finalizat prin a fi un outfit, da? Scoateți toate piesele astea, toate, scoateți-le și uitați-vă la ele și e la fel. Gândiți-vă de ce le-ați cumpărat. În primul rând, de ce le-ați cumpărat? Le-ați cumpărat pentru că o să le purtați când o să slăbiți 5 kg, le-ați cumpărat pentru că o să le purtați cândva, le-ați cumpărat să fie acolo, lasă să fie, că e mai bine să fie decât să nu fie. O altă întrebare la care ar trebui să vă răspundeți, tot pe hârtie acolo, tot pe lista aia, este cât de greu se asortează piesele alea pe care nu le purtați cu alte piese. Dacă nu se asortează deloc pentru că nu se potrivesc cu nimic, înseamnă că nu prea au ce căuta în garderoba voastră, da? Dacă este foarte dificil să compui 3 outfituri cu o piesă, să spunem cu un top, cu o bluză sau cu o cămașă, pentru că este, nu știu, de o culoare ciudată, o croială ciudată, mai are și niște pattern-uri și niște detalii din astea complicate care nu merg cu nimic, înseamnă că n-au ce căuta în garderoba voastră asemenea elemente, da? Deci încercați să vă dați seama dacă merge cu ceva element, dacă reușiți să compuneți 3 outfituri cu acele elemente. Dacă nu, înseamnă că trebuie să plece din garderoba voastră pentru că nu vă reprezintă stilul. Și revenind la un detaliu pe care l-am menționat mai devreme, este foarte important să le probați și să vă dați seama cum vă simțiți în ele. Cât de bine vă simțiți în hainele astea, având în vedere că nu le-ați purtat niciodată, cât de bine vă simțiți în ele. Șansele să vă simțiți bine în ele sunt foarte mici, prin urmare ar trebui să le dați deoparte și să plece și să țineți minte ca pe viitor să nu mai cumpărați articole similare. Asta e ideea. De asta facem lista asta cu greșelile, ca pe viitor să nu mai repetăm asemenea greșeli, pentru că nu are nimeni nevoie de încă o serie de haine care stau degeaba în șifonier și încă niște bani dați de pomană la magazine. Apropo de asta, un scenariu pe care mie îmi place să mi-l fac așa, să mi-l imaginez în minte câteodată, este cum aș simți dacă m-ar vedea cineva cu care nu m-am întâlnit de vreo 5-6 ani, 10, în hainele alea. Pentru că știți cum se întâmplă în momentul în care ți-e lumea mai dragă și zici că, bă, acum nu o să mă întâlnesc cu nimeni, atunci te întâlnești cu cineva. Ei, cum te-ai simți să știi că te îmbraci în hainele alea pe care nu le-ai purtat, în care nu prea ești ok, cu care nu te simți bine? Cum te simți tu ca om
Să știi că te vede cineva știind că te judecă după felul în care arăți. Dacă nu te simți bine, adică dacă nu ți-ar plăcea să te reprezinte, dacă nu ți-ar plăcea ca hainele alea să fie cartea ta de vizită, iarăși, e momentul să plece din garderoba ta. Nu țineți de haine care au defecte. Vă rog eu frumos, nu mai țineți haine care au defecte. Tocmai ce am făcut declutterul, l-am pus declutterul și v-am zis de atunci că am aruncat tot ce avea și cel mai mic defect. N-am mai ținut nimic, pentru că și eu mai aveam câte una, două chestii așa, deși eu sunt foarte strict în sensul ăsta, nu am haine pe care nu le port în garderobă, deci la mine nu există haine pe care nu le-am atins și nu am haine cu defecte. Că lasă că cos eu nasturele, că lasă că scot eu pataia, nu, au plecat toate, deci tot a plecat. Și asta vă recomand și vouă, pentru că sunt atâtea haine pe piață, sunt atâtea lucruri pe care vi le puteți lua, n-are sens să țineți de o cămașă de acum 10 ani, căreia îi trebuie un tiv sau un pliu cu sut sau un nasture sau ceva și care n-a mai apucat să fie cusută. N-are sens. În timpul ăsta vă puteți cumpăra sute de cămăși care să vă vină de 10 milioane de ori mai bine, da? Deci, efectiv, nu are sens să țineți de lucrurile astea. Asta odată. Deci, nu țineți lucruri care au defecte. Nu țineți lucruri pe care nu le-ați atins în ultimii 2 ani. V-am zis că asta e regula mea de aur. Nu mai țin nimic ce nu am atins în ultimii 2 ani. De asemenea, nu mai țineți haine de dragul, nu știu, sentimentelor. Vai, Doamne, le-am purtat acum nu știu când la nu știu ce eveniment. Care sunt șansele să te mai întâlnești cu evenimentul ăla? Niciuna. Bun, atunci înseamnă că trebuie să plece. Nu mai țineți haine pe care le purtați o singură dată pentru un singur eveniment. Dacă nu se mai poate ivi o șansă să purtați articolul ăla, înseamnă că nu este pentru voi, da? Deci nu mai țineți chestia asta. Știu că pe aici, pe plaiuri mioritice, circulă chestia asta, mai ales la evenimente mondene, că, vai, nu poți să porți de două ori aceeași rochie, nu poți să fii văzută de două ori în aceeași rochie, pentru că noi avem niște probleme foarte mari în sensul ăsta de cultură, mai ales. Dar nu. E bine să luați exemplul ăsta. Nu e sănătos, efectiv nu e sănătos pentru voi, da? Nu are sens să țineți lucruri pe care le purtați o singură dată. Exceptând, nu știu, poate rochia de mireasă. Aia e o excepție, dar în rest n-are sens să țineți lucruri pe care le purtați doar o dată. Da? Nu mai țineți haine pentru când o să slăbesc. Deci asta este o chestie pe care eu nu pot să... Asta este o chestie pe care nu o înțeleg. De ce să-ți cumperi acum haine pentru când o să faci, nu știu, pentru peste un an de zile când o să ajungi la greutatea ideală? De ce nu-ți cumperi peste un an de zile când ajungi la greutatea ideală? Haine atunci pe măsura ta și acum ții haine pe măsura ta. Să te simți bine acum în hainele pe care le ai și să te simți bine peste un an de zile în hainele pe care le ai atunci. Deci ce să arunci buzduganul și să nu te bucuri de momentul ăsta prezent acum. Și iarăși un aspect la hainele astea care nu vă plac și pe care nu le-ați purtat niciodată este să observați culorile și treceți-le acolo pe listă. Ce culori au aceste haine și poate pe viitor e bine să le evitați. Dacă sunt aceleași culori ca la primele, ca prima categorie în care vă plac hainele, înseamnă că nu culoarea e de vină. Înseamnă că acolo este alt element de vină. Ori croiala, ori măsura, ori, nu știu, transparența, ori toate lucrurile astea, da? Deci încercați să observați detaliile astea. Sunt detalii care par banale, știu, pare așa de absurd să zici chestia asta în teorie așa și să vii să faci un clip pe tema asta, dar sunt atât de importante. De fapt, te ajută atât de mult detaliile astea, da? Te ajută să ai lista asta cu lucruri pe care nu le porți, pe care nu le-ai purtat până acum, cu elemente care au constituit hainele sau lucrurile pe care nu le-ai purtat și lista cu elemente ale hainelor pe care le iubești foarte mult și pe care le-ai purtat cu ochii închiși tot timpul. Bun. Și de aici începe să se ușureze treaba, deci puteți să respirați că de aici încolo nu mai e atât de chinuitor. Pasul numărul 4 ar fi să identificați acele elemente care vă lipsesc din garderobă, pentru că în momentul în care scoți acele piese care îți plac din garderobă, începi să-ți dai seama de ce îți lipsește. Poate îți lipsește o pereche de colanți negri sau un dres negru sau o curea sau un sacou. Nu știu, negru, alb de, sau un sacou pentru birou sau o cămașă albă poate îți lipsește, poate îți lipsesc nu știu, cămăși,
Poate îți lipsesc blugi, poate îți lipsesc rochii, poate îți lipsesc niște rochii mai formale și tu ai numai din astea foarte casual și foarte feminine, așa, dar poate ai nevoie de rochii pentru birou. Identificați acele elemente care vă lipsesc. Sunt două reguli foarte importante de care trebuie să țineți. Mă rog, sunt reguli. Sunt chestii uzuale care s-au demonstrat în timp ca fiind utile și de aceea sunt considerate reguli, dar nu vi le impune, nu vă obligă nimeni, nu vi le bagă nimeni pe gât. Se presupune că ar trebui să ai de 3 ori mai multe piese pentru partea de sus, adică topuri, cămăși, tricouri, bluze și așa mai departe, decât ai articole pentru partea de jos. Odată, pentru că articolele din partea de jos, dacă nu vrei tu să pui accentul foarte mult pe partea de jos, articolele din partea de jos pot să fie basic și le poți rula cu foarte multe outfit-uri, da? Deci o pereche bună de blugi, că de-aia v-am zis eu, investiți într-o pereche bună de blugi și nu vă duceți să luați tot plasticul pe care îl găsiți prin H&M, da? O pereche de blugi bună de blugi poți să o porți 3 zile, ca să nu zicem 5, la birou și să porți în partea de sus altceva și să arate în fiecare zi altfel. Da? Și nu o să observe nimeni chestia asta, pentru că tendința oamenilor este să-ți rețină, adică memoria oamenilor este construită să îți rețină aspectul mai ales din partea de sus, de la jumătate în sus. Da? Nu prea, sunt prea puțini care își dau seama de ce porți în partea de jos, de câte ai o rochie sau ceva, dar în general oamenii nu prea se uită la pantaloni, la fuste, decât dacă accentul este pus pe pantalon sau pe fustă. Și nici atunci s-ar putea, dacă după o săptămână îl întreb pe unul, păi știi luna trecută ce pantaloni am avut, nu o să-și dea seama, nu o să spună, dar s-ar putea să spună ce bluză ai avut. Da? Pentru că așa e creierul nostru format. În general, are tendința să rețină informația legată de om din partea de sus, pentru că atenția noastră trebuie să se concentreze în mod special către față, fiindcă vorbim foarte mult și exprimăm foarte mult cu fața și de aia. Creierul s-a antrenat în sensul ăsta. Apoi, a doua regulă ar fi că proporția legată de haine, de basic-uri versus chestii trendy sau chestii pe care nu le-ai purta în mod normal, trebuie să fie de 60-40 sau chiar 70-30, adică 60% basic-uri, lucruri pe care, care constituie acea garderobă de bază, da? Și 40% trebuie să fie chestii trendy sau, nu știu, pot să fie chestii trendy sau lucruri noi sau lucruri moderne, lucruri care sunt mai greu de accesorizat și așa mai departe, da? Întotdeauna proporția garderobei de bază trebuie să fie mai mare pentru că, așa cum ziceam, și în clipul cu garderoba de bază, by the way, sunt piesele care sunt ușor de asortat, sunt ușor de purtat. Un alt aspect foarte important de reținut și de notat acolo în caietel este să observați care sunt acele piese care vă fac restul garderobei versatilă. Cum ziceam de perechea aia de blugi, da? Dacă perechea aia de blugi poate fi purtată la 5, 6, 10, 15 topuri, înseamnă că este o piesă care vă face restul garderobei versatilă, da? Și asta vă doriți, pentru că asta economisește timp în momentul în care vă grăbiți, pentru că întindeți mâna către perechea aia de blugi, economisește bani, pentru că în loc să aveți 150 de perechi de blugi, aveți una, dar bună, da? Și în plus de asta nu pare monotonă, da? nu pare același outfit tot timpul, pentru că sunt foarte multe opțiuni de pus în partea de sus, da? Deci identificați acele piese care vă fac restul pieselor versatile și data viitoare când vă veți gândi să cheltuiți bani, cheltuiți mai mulți bani pe astfel de piese, da? În loc să dați, nu știu, 5, 6, 700 de lei pe o pereche de pantofi pe care nu o purtați decât o dată de 2 ori, de 3 ori pe an, mai bine dați 5-600 de lei pe o pereche de blugi pe care îi purtați de 200 de ori într-un an. Investiția este mult mai bună, are mult mai multă logică și este mult mai eficient, adică chiar o să vă ajute mult mai mult o astfel de investiție. Și încă o chestie de observat la acest punct ar fi dacă sunt piese în garderoba voastră care sunt indispensabile, dar care ar avea nevoie de un update, știți? Poate sunt un pic prea uzate, tocmai pentru că sunt super folosite și revin la exemplul cu blugii, ăsta este un exemplu clasic și este foarte bun, pentru că poate blugii aia nu mai arată nu mai au o stare așa impecabilă, poate se văd că sunt
tociți, poate să văd că sunt decolorați, poate să văd că încep să îi lase cusăturile pe undeva și poate ar fi nevoie de un update, da? Adică încercați, decât să cumpărați alte piese și să vă încărcați garderoba cu alte piese, mai bine cumpărați lucruri care trebuie updatate, știți, care au nevoie de un refresh, da? Ca să arătați tot timpul impecabil, pentru că, iarăși, asta este un detaliu extrem de important. Acum ajungem la punctul 5 și ăsta mi se pare cel mai dureros, dacă mă întrebați pe mine, pentru că punctul 5 ne zice că trebuie să cumperi haine, numai haine de care ai nevoie. Adică, inițial, în momentul în care îți dai un refresh la garderobă și în momentul în care vrei să-ți dai seama care este stilul tău, cumpără numai haine de care ai nevoie. Nu te arunca după piese trendy, nu te arunca după piese care, parcă îmi plac, dar n-am cu ce să le port, da? Revin la exemplu cu cele 3 outfit-uri pe care trebuie să le compui dintr-o piesă pe care o cumperi, da? Nu cumpăra haine la care trebuie după aceea să te duci să mai cumperi încă 3 piese ca să compui un outfit, da? Nu cumpăra, nu știu, o pereche de pantaloni care nu merge cu niciuna din bluzele tale sau niciuna din cămășile tale și trebuie să te duci să iei o cămașă sau un tricou care să meargă cu pantalonii. Deci încercați să nu vă aruncați la genul ăsta de cumpărături și cumpărați numai ceea ce aveți voi nevoie, da? Cumpărați numai lucrurile pe care ați constatat în urma listelor pe care le-am făcut că aveți nevoie de ele, da? Și încercați să evitați lista aia cu greșeli, încercați să le evitați articolele alea care au apărut în lista cu greșeli, da? În primul rând ar trebui să vă gândiți la stilul vostru de viață. Dacă aveți un stil de viață extrem de activ, automat o să vă cumpărați haine și accesorii și pantofi în consecință, da? Dacă aveți un stil de viață sau lucrați, de exemplu, într-un mediu de lucru unde aveți nevoie de uniformă, automat vă veți cumpăra mai multe lucruri care merg în zona asta cu uniforma voastră, veți investi mai mulți bani pentru piese care merg în uniformă. Poate vă cumpărați voi uniforma, poate nu vi se dă de la serviciu, dar poate vă cumpărați voi uniforma. Și atunci e bine să investiți mai mulți bani în acele piese. Ca să vă dau un exemplu, când lucram la KFC, pentru că atunci a fost singura dată când am avut uniformă formală, efectiv, când lucram la KFC, ni se dădea uniforma de la serviciu, dar trebuia să venim noi cu încălțările noastre. Și eu m-am dus atunci la vremea respectivă, fiind primul meu job, și am dat o sumă destul de mare pe pantofii pe care mi-am cumpărat pentru job. Era o sumă măricică pentru mine la vremea aia, care nu câștigam bani, care lua bani de la mama. Și toată lumea se mira. Nu știu, nu era o sumă imensă, adică acum a raportat la zilele noastre, nu era. Dar am dat 100 și ceva de lei pe niște pantofi negri, că trebuiau să fie niște pantofi negri cu o talpă care să nu alunece. Și toată lumea la job m-a întrebat, vai, dar ce drăguți-i pantofii tăi, cât ai dat pe ei, cât ai dat pe ei? Și când le spuneam prețul, toți se vai, dar cum să dai atâția bani pe pantofii de la job? Ei, era foarte important să dau mulți bani pe pantofii de la job, pentru că pantofii mă țineam, eu stăteam în jur de 10 ore în picioare, da? Și cumva am preconizat treaba asta și pantofii aia mă țineau efectiv în picioare. I-am purtat până s-au tocit și m-au ținut mult, tocmai în ideea în care am dat mai mulți bani. Dacă dădeam 50 de lei, cum ziceau ei, pe pantofi, nu cred că m-ar fi ținut atât, așa ar fi trebuit să dau mai mulți bani. Și erau niște pantofi de care chiar mă foloseam zilnic, pentru că eram la job și eram în fiecare zi în picioare și lucram cu apă, cu curățenie și toate cele. Și asta este un exemplu foarte bun. În momentul în care compuneți voi uniforma, trebuie să vă luați voi elementele pentru uniformă, trebuie să investiți mai mult, pentru că alea sunt piesele care vă susțin pe voi, vă susțin activitatea și dau și o impresie despre voi, da? Mai ales dacă vorbim de haine. Poate pantofii mai puțin, dar dacă vorbim de haine, este mult mai important. De exemplu, dacă lucrezi într-o bancă, este foarte important să-ți cumperi tu o cămașă de calitate foarte bună, da? Poate că, na, multă lume s-ar gândi, a, dar de ce să-mi dau mulți bani pe cămașa pe care o port la job? Pentru că mă întâlnesc cu clienți, mă întâlnesc cu șefi, mă întâlnesc cu oameni importanți și lucrurile astea se văd, sunt detalii care contează. M-am mai spus, sunt niște detalii atât de micuțe și atât de insignifiante par, însă contează enorm de mult. Un alt aspect la care trebuie să vă gândiți și o întrebare pe care să vă puneți în momentul în care vă duceți la cumpărături este: cumpăr articolul ăsta pentru că îmi place sau îl cumpăr pentru că este practic?
da? Pentru că am nevoie de el și pentru că o să mă ajute. Ideal ar fi să fie ambele, adică ideal ar fi să-mi și placă foarte mult și să fie și, practic, dacă lucrezi într-un mediu din ăsta în care, să spunem, nu ai o uniformă, dar e bine să fii îmbrăcată un pic mai formal, așa. Asta e mediul în care mă simt eu cel mai bine, știți, că pot să fiu așa un pic dress up, dar nu sunt condiționată de nicio regulă, știți, adică n-am nicio regulă care să-mi zică, bă, nu știu, poartă albastru sau poartă verde sau nu purta fuste scurte, știți, adică ăsta e mediul care îmi place mie cel mai mult, că pot să fiu... Toată lumea e foarte relaxată, că, pentru că toată lumea asta înțelege dintr-un astfel de mediu, că toată lumea e foarte relaxată, iar eu sunt aia care pare dress up, dar de fapt sunt exact unde trebuie. Trebuie să vă gândiți la aspectul ăsta. Îmi cumpăr articolul ăla pentru că îmi place sau pentru că îmi este practic? Pentru că dacă îl cumperi doar pentru că îți place, s-ar putea să nu-l poți. Sau să nu te ajute în mediul în care activezi tu, de exemplu la job, da? S-ar putea să-l porți prea puțin, s-ar putea să dai prea mulți bani pe el pentru cât de mult îl porți. Și atunci nu e tocmai o idee bună, nu e tocmai o idee inteligentă. De-aia orientați-vă în primul rând către lucruri de care aveți nevoie. Este esențial. Și lucrurile astea, bineînțeles, trebuie să fie cumva pe stilul vostru, dar practicalitatea trebuie să fie prima. Pentru că este foarte important. Degeaba, dacă lucrezi la KFC, nu te poți duce în rochii de seară. Îmi pare rău, da? Dacă stilul tău de viață la ora actuală este unul activ și trebuie să fii îmbrăcat în pantaloni și în pantofi sport și așa mai departe, o să-ți vină greu să-ți iei topuri, da? Adică sunt ok, sunt utile, dacă ție îți plac topurile, îți plac, dar dacă stilul tău de viață ăsta este activ și n-ai unde să porți topurile, nu prea se justifică. De-aia, în momentul în care vă compuneți stilul sau vă creați propriul stil vestimentar, trebuie să aveți în vedere și elementele astea. Că așa și eu mi-aș dori tot timpul să fiu numai în, nu știu, în rochii din alea super pompoase și super glamuroase, dar stilul meu de viață nu este ăla. Da? Și stilul meu de viață nu îmi cere altceva. Al treilea punct foarte important, l-am atins și mai devreme, dar vreau să-l menționez ca să vi se întipărească în memorie, este ROI, se numește în engleză, și anume Return of Investment. Practic, consider că ceea ce cumperi este o investiție, da? Și ar fi bine să vedeți ca fiind lucrurile pe care le cumpărați ca fiind investiții. Și Return of Investment înseamnă tocmai asta. Beneficiile pe care le ai în urma investiției tale, da? Și anume, în cazul hainelor, cât de des port lucrul ăla pentru cât a costat. În momentul în care un articol este mai scump, automat trebuie să fie pentru o zonă în care îl purtați mai mult. De aia nu se justifică gențile foarte scumpe sau pantofii foarte scumpi sau nu știu ce, rochii de bal foarte scumpe pe care le porți odată. De asta nu se justifică, de asta nu are sens să dai o grămadă de bani pe o rochie pe care o porți o singură dată, fiindcă efectiv nu-ți reîntoarce investiția, da? Nu vezi profitabilitatea, dacă e să vorbim în termeni economici. Nu vezi profitabilitatea unui astfel de element, pentru că îl porți o singură dată. Și ceea ce v-am mai spus de foarte multe ori și v-am spus și în clipul ăsta, investiți mai mult în acele piese pe care le purtați mai mult. Cum ar fi perechea aia de blugi, că revin la ea, da? Dacă o porți de cel puțin 3 ori pe săptămână, păi înseamnă că merită să dai ăia 5-600 de lei pe ea, da? Nu e o durere de dinți. La fel cum vă ziceam și cu paltoanele. Investiți mai mult în paltoane și mai ales în croieli clasice, pentru că alea vor fi timeless, vor rămâne pentru mulți, mulți ani de zile. Și dacă investești anul ăsta într-un palton de lână, de calitate, cu o croială clasică frumoasă, care îți vine bine, care se așează bine pe tine, care arată minunat când ești în paltonul ăla, o să-l porți ani de zile. Și un alt lucru foarte important în momentul în care pleci la cumpărături este să te gândești unde porți piesa aia. Da? Este o piesă pentru job, este o piesă pentru stat acasă, este o piesă pentru, nu știu, mers în parc, pentru ce este piesa aia. Da? Și iarăși, ai grijă să cumperi lucruri adecvate situației tale. Dacă stai mai mult acasă, trebuie să investești mai mult în hainele
în care stai acasă. Dar știu că este un concept total aiurea și total ciudat pentru România, când știm că acasă trebuie să stăm cu coxlinos în cap și nespălate pe dinți de 3 săptămâni și cu cele mai urâte tricouri posibile, pătate și eventual și rupte dacă se poate. Știu că ăsta este un concept foarte aiurea, să auzi că, vai Doamne, trebuie să dai mai mulți bani pe hainele pe care stai acasă, dar uite că am ajuns și eu exact la concluzia asta, că și eu respingeam ideea asta de multe ori și mi-am dat seama că nu e bună. Dacă vreți, vorbim într-un clip viitor despre asta. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să vorbim despre hainele de purtat acasă, mai ales că e contextul. Un alt aspect pe care să-l aveți în vedere în momentul în care vă compuneți garderoba și vă găsiți stilul și de asemenea îl adaptați la stilul vostru de viață, este practicalitatea pieselor de îmbrăcăminte. Este un lucru de care foarte multă lume uită. Spre exemplu, o chestie clasică pe care am văzut-o de foarte multe ori. Ești ospătar, da? Ești ospătăriță și îți iei tricouri, pentru că uniforma ta impune să ai tricou, dar nu-ți dă șeful, trebuie să ți le cumperi tu. Și ții niște tricouri prea transparente și prea decoltate. Poate că în anumite situații e bun pentru bacșiș, dar în ultima vreme s-a dovedit să nu mai fie așa o idee bună, știți? Și în momentul în care te apleci să servești oamenii, ți se revarsă toate lucrurile, da? Deci ar trebui să vă gândiți și la aspectele astea. Sau, un alt exemplu foarte, foarte popular este cel cu volumele în jurul umerilor. Nu știu dacă ați observat, dar sunt foarte multe bluze, rochii, chiar și piese pentru iarnă, pentru sezonul rece, cu umeri largi, cu umeri bufanți, dar piesele de îmbrăcăminte de outdoor, adică paltoane, geci și așa mai departe, toate sunt cu umerii strânși. Cum bași tu un umăr din ăla super umflat într-o mânecă atâta, da? Fără să șifonezi piesa respectivă de îmbrăcăminte și fără să fie incomod. Cam greu, da? Și atunci trebuie să te gândești și la aspectul practic al hainelor. Și legat de practicalitate mai este un element pe care vi l-am menționat în declutter, și anume călcatul. Pe mine mă disperă acele elemente, acele piese de îmbrăcăminte care se șifonează super repede și care trebuie să stai să le calci și muncești la ele să le calci și nu se calcă și nu vor, și nu vor, și cum ai reușit să le întinzi un pic, cum s-a făcut pungă la loc. Deci mă disperă, de-aia este bine să le evitați, da? Dacă vă veți duce prin magazine, dacă veți studia treaba asta, în timp vă veți da seama care sunt acele materiale care se strâng imediat, care se șifonează imediat. De exemplu, satinul. Știu că este un trend acum, mă rog, plecat de anul trecut, un trend cu fuste de satin. Este o prostie chestia asta, pentru că fustele de satin se șifonează super repede, sunt enervante, adică nu te-ai așeza bine pe scaun, că deja s-au încrețit, sunt acordeon și arată urât. Pasul numărul 6 ar fi să vă inspirați. Suntem în secolul 21. Avem acces la internet. Cred că 90% din populația planetei are acces la internet. Hai să ne folosim de chestia asta într-un mod util și practic, da? Și bun pentru noi, nu doar să lăsăm hate-uri pe internet sau să ne vărsăm frustrările. Hai să luăm și ceva bun din internet, și anume, avem fashion bloggeri. Nu contează personalitatea neapărat, cât contează stilul. Dacă ție îți place o persoană pentru stilul pe care îl abordează, încearcă să imiți stilul. Nu zic să-l copiezi 100%, dar imită-l. Dacă vezi că a făcut o combinație de bluză cu fustă, nu înseamnă că trebuie să ai exact piesele alea, ci poți să iei tu o fustă de la tine care este similară și o bluză care e oarecum similară cu ce poartă tipa în poză și faci și tu un outfit, compui un outfit dacă ție îți place. Urmăriți fashion vloggeri și bloggeri pentru chestia asta, da? Și urmăriți-i în principal pe aia care se potrivesc pe stilul vostru. Nu-i urmăriți pe aia a căror stil vă place, dar n-aveți curaj să purtați așa ceva. Sau vă place stilul ăla, dar nu pot să port așa ceva acum că nu-mi permite jobul. Sau îmi place stilul ăla, dar poate peste 30 de ani, știți? Nu, urmăriți-i pe aia care vă permit să vă creați outfit-uri, să vă inspirați, da? Folosiți-vă iarăși de Pinterest, de câte ori v-am zis de Pinterest, deci
este Dumnezeul inspirației Pinterest-ul. Acolo puteți să vă faceți outfit-uri, puteți să vă compuneți, aveți o grămadă de idei de outfit-uri, da? Pe stilul și pe ceea ce aveți voi nevoie. Compuneți-vă outfit-urile pe ceea ce aveți voi nevoie și așa o să ajungeți la stilul vostru vestimentar. Și ultimul pas, și anume numărul 7, ar fi să nu dați etichetele jos de la hainele pe care le-ați cumpărat imediat cum ați ajuns acasă. Foarte, 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 foarte important. De ce? Și o să ziceți, păi da, dacă nu dau eticheta jos, nu o să port niciodată. Nu. Este vorba de faptul că aveți un termen de retur. Mai ales acum cu pandemia, majoritatea magazinelor online și-au extins timpul de retur, unele chiar la 100 de zile, ceea ce este minunat. Gândiți-vă logic în felul următor. Dacă tu în 100 de zile n-ai reușit să-l porți măcar o dată, ar fi bine să-l returnezi. Da? Când te apropii de alea 100 de zile, ar fi bine să-l returnezi. Apoi, încă un aspect. Dacă vă place să probați hainele imediat cum ați ajuns acasă. Eu am obiceiul ăsta, acum ajung acasă, mă iau odată pe mine hainele pe care le-am cumpărat, pentru că sunt multe pe care nici nu le probez, pentru că eu știu cum îmi vin hainele pe mine, adică eu am o imagine foarte clară a corpului meu și tot ce vă spun eu aici, pentru mine este un fel de a doua natură, adică nu le-am scrise pe listă, pentru că eu sunt obișnuită să fac chestiile astea și de-aia am și compus lista de asta de chestii, pentru că eu chiar fac lucrurile astea. Dar dacă nu sunteți ca mine, recomandabil este, cum ajungeți acasă, încercați să compuneți 3 outfit-uri cu piesele pe care le-ați cumpărat. Da? Bine, evident că dacă e o rochie, n-ai cum să compui 3 outfit-uri, dar poți să te gândești ce palton merge, ce geacă merge peste, cu ce pantofi ai putea să porți rochia aia. Dar dacă vorbim de fuste, bluze, pantaloni, încercați să compuneți 3 outfit-uri. Da? Și faceți poză, faceți-vă o poză în oglindă și țineți pozele alea într-un folder în telefon, ca pe viitor să aveți acolo o bază de outfit-uri, în cazul în care vă grăbiți sau nu știți cu ce să vă îmbrăcați, vă uitați în folderul ăla și vă vine inspirația, da? Și vă dați seama ușor, ușor când vă compuneți și stilul. Deci asta este foarte util. Dacă nu ai reușit în termenul ăla în care să-ți returnezi hainele, în care ai putea să returnezi hainele, să faci 3 outfit-uri și să porți măcar o dată piesa respectivă, e clar că trebuie returnat. De-aia zic, dați jos eticheta la prima utilizare serioasă, nu imediat cum ați ajuns acasă. Și cam astea ar fi lucrurile pe care am vrut să vi le spun eu, cam asta am avut de zis. Astea sunt niște trucuri la care eu țin și pe care le-am dezvoltat în timp și așa am ajuns eu să-mi dezvolt stilul cumva, despre care dacă vreți vorbim altă dată. Dar da, cam așa am ajuns să-mi dezvolt stilul și sunt niște lucruri practice pe care le-am însușite, cum v-am zis mai devreme, sunt a doua mea natură și mă ajută foarte mult, adică chiar mă ajută, știu foarte clar că mă duc la cumpărături, dacă mă duc așa doar ca să cumpăr și eu ceva sau dacă mă duc și ceea ce cumpăr este practic. Aș vrea să spuneți și voi în comentarii dacă voi v-ați găsit stilul și eventual puteți să dați și voi trucuri, să-mi lăsați în comentarii trucuri prin care v-ați găsit stilul. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta și că mă ajută super mult și să vă abonați, că suntem pe noul canal. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!